E seara sfântă de Crăciun, cu toții stăm la masă, în casa noastră, minunată, și ne bucurăm de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. La mulți ani, dragilor, bine v-am găsit în seara sfântă de Crăciun. Cred că sunteți cu toții la masă și mă bucur să știu asta, pentru că pot intra și eu în casele dumneavoastră și vă pot ura un Crăciun fericit, plin de bucurii și împliniri. Astăzi emisiunea Motivată își propune să fie o emisiune specială, un pic mai altfel decât a fost până acum, și anume, fiind sărbătoarea sfântă, sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, astăzi ne-am propus să vorbim despre bunătate. E cea mai frumoasă zi în care cu toții reușim să ne întâlnim. În toate zilele de peste ani suntem ocupați cu diferite activități, servicii și multe alte lucruri care ne opresc pe toți, rude, frați, surori, să ne întâlnim la masă. Dar iată că ocazia Crăciunului ne facem timp și depunem amintiri în jurul mesei, lângă sarmale, la un pahar cu vin. Nu? Așa este frumos. Și dacă tot este Crăciunul și stăm cu toții la taifas, cum se spune, haideți să vorbim un pic despre bunătate. Îmi imaginam acum, când spuneam despre dumneavoastră că stați la masă cu toții, cu cei dragi, aș fi vrut să spun la gura sobei, afară să ningă frumos. Ei, nu a vrut să ningă. Da, e o vreme un pic, aș spune, mai nepotrivită pentru sărbătorile de iarnă, dar totodată frumoasă, pentru că numai noi oamenii știm să o facem frumoasă. Știți zicala aceea, de Crăciun fii mai bun. De ce de Crăciun să fii mai bun? E bine să fii mai buni mereu, nu doar de Crăciun. Crăciunul să fie ziua care deschide, practic, bunătatea noastră și care trebuie să rămână permanentă peste ani și peste ani. Trebuie să fim cu toții mai înțelegători, mai iubitori, să-L avem pe Dumnezeu în sufletele noastre, în inimile noastre, să dăruim din puținul sau din multul nostru și bunătate și rugăciune, dar și spirit material, dacă avem ocazia să ne bucurăm de mai mult decât au alții. Ce am avea de câștigat dacă suntem răi? Absolut nimic. Răutatea ne duce către singurătate, răutatea ne duce către pierderea sufletului, răutatea ne duce într-o direcție total, total ne la locul ei. Așa că Crăciunul acesta să ne facă pe toți mult mai buni și mult mai frumoși, mult mai înțelepți, că de răutate e pământul plin, nu? Bun, aceasta este una dintre zilele cele mai importante, pentru că s-a născut bebelușul cel sfânt, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ pentru a ne dărui nouă pace, binecuvântare, pentru a ne ierta de păcate și pentru a ne vindeca bolile. Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut pentru noi, ca nouă să ne fie bine. Și noi ce am făcut? L-am luat, l-am prigonit, l-am răstignit, l-am jignit, deși El a venit în fața noastră cu bunătate, noi l-am alungat. Domnul nostru Iisus Hristos a venit ca om pe pământ, Fiul lui Dumnezeu, dar ca om. El știa ce urmează să-i se întâmple. El știa că noi oamenii suntem plini de răutate și că va veni vremea când îi vom face rău. Dar nu s-a dat dinaintea noastră și a vrut să vadă până unde mergem. Oare nu credeți dumneavoastră că ar trebui să urmăm exemplul Fiului lui Dumnezeu și să fim și noi la fel de buni? Credeți că se poate face acest lucru? Eu am să vin cu un răspuns foarte pozitiv și aș spune că da. Niciodată să nu punem în față negația, pentru că negația cu siguranță spulberă orice vis și dărâmă orice zid pe care noi reușim să-l creăm în zona noastră de confort, exact cum vorbeam acum, zidul bunătății, da? Zidul bunătății să fie făcut pentru a ne apăra de rău, pentru a ne îndepărta de starea de nervi, pentru a ne opri să putem să facem rău altora. Și să ne întoarcem la ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, de când s-a născut, da? În ziua de Crăciun s-a născut pentru noi. Noi oamenii n-am știut să-L apreciem, n-am știut să-L iubim, deși El venise alături de noi cu toată bunătatea Sa, să ne aducă sănătate, să ne ierte de păcate și să ne arate calea spre fericire. Dumnezeu s-a născut și s-a răstignit pentru noi. Dar noi n-am înțeles nimic. Încă de atunci și până în zilele de astăzi am rămas tot mai răi și pe zi ce trece ne facem tot mai răi, fără a vrea să înțelegem că bunătatea ne duce la dezastru. Dezastrul, răutatea, a devenit ceva normal, a devenit ceva care face parte din peisajul zilnic. Aproape că rămânem surprinși când găsim persoane bune și ne punem semne de întrebare. Oare ce interes are omul ăsta de se poartă așa frumos cu mine? Pentru că ne e teamă, nu? În jurul nostru întâlnim doar oameni răi și oarecum începem și noi vrând nevrând, dacă la tot pasul întâlnim răutate și oameni răi, să prindem
câte puțin din ce fac ceilalți. Nu e normal, nu e firesc, dar acesta este cursul vieții. Cum putem să-l îndreptăm? Cum putem să fim mai buni? Nu e nimic greu, dragilor, trebuie doar să ne propunem și reușim. În fiecare seară, înainte de a dormi, e bine să facem o rugăciune către Dumnezeu și să-i mulțumim pentru ziua ce se încheie și pentru toate câte ni le-a dat, bucuriile, dar și supărările pe care le-am primit. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ocrotească pe parcursul nopții, dar și pe parcursul zilei ce va să vină și să ne oprească să mai facem greșelile pe care le-am făcut astăzi. Să ne dea puterea de a fi mai înțelepți, de a fi oameni mai buni și să ne stăpânim. Să nu mai rostim pe diavolul care, atunci când îl rostim, vine imediat lângă noi și ne ispitește și ne supără. Noi trebuie să înțelegem că prin bunătate ne vom dobândi fericirea. Dăruind din multul sau din puținul nostru, îi facem pe alții fericiți, dar în același rând și pe noi. Pentru că bunătatea înseamnă omenie, bunătatea înseamnă viață, bunătatea, iubirea, înseamnă Dumnezeu. Așadar, pentru că tot e Crăciunul, dragilor, haideți să ne facem o promisiune împreună că vom fi mai buni, începând de acum și nu doar acum în aceste 3 zile de Crăciun sau până începe anul următor, începând de acum să fim buni tot anul care vine și toți anii care vine, în fiecare zi de Crăciun împrospătăm jurământul, promisiunea că vom fi mai buni, să ne încărcăm bateriile și fiecare Crăciun, fiecare sărbătoare a Învierii Domnului Iisus Hristos și așa mai departe, să ne aducă pe calea cea bună. Să fie promisiunea noastră că nimeni și nimic nu va alunga bunătatea și bucuria din sufletele noastre și că nu vom lăsa răul să ne cucerească, pentru că răul rău aduce, iar binele bine aduce, nu? Nu-i așa de frumos să stăm cu toții la masa de Crăciun și să povestim despre toate câte ne-am realizat împreună în acest an sau, din păcate, să vorbim și de lucrurile mai puțin de succes, chiar și de tristeți, pentru că ziua de Crăciun este ziua în care trebuie să ne aducem aminte de toți, chiar și de cei care nu mai sunt printre noi. Să nu-i uităm niciodată, să nu ne uităm nici pe noi și să știm întotdeauna să prețuim ceea ce avem. În primul rând să prețuim sănătatea, că ceea este comoara și darul cel mai de preț al omului. Dacă avem sănătate, reușim să le facem pe toate. Dar dacă nu avem sănătate și avem bunuri materiale, suntem pierduți, pentru că sănătatea nimeni nu ne va dărui, indiferent de cât de mulți bani avem și cât de mult suntem dispuși să dăruim altora pentru a ne face bine. Pentru că singurul care ne poate face bine este doar Domnul Dumnezeu din ceruri. Și binele acesta vine doar dacă noi ne-l dorim, doar dacă noi îl vrem, nu? Nu e nimic greu din ceea ce v-am spus eu până acum. Nu știu de ce ni se pare nouă oamenilor că ceea ce ni se dă să facem sau ceea ce ni se spune să facem reprezintă o greutate. Nu, absolut deloc. Însuși credința este ceva frumos. Însuși credința înseamnă viață, pentru că Dumnezeu înseamnă viață. A te ruga Bunului Dumnezeu nu este o karmă, nu este o povară, ci este o fericire. Este ceva care te face cu adevărat să simți că trăiești. Rugându-te Bunului Dumnezeu, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să te ajute, tu vei reuși să devii mai bun. Tu vei reuși să fii un om care știe să trăiască curat și frumos. Auzeam pe mulți că a merge la biserică înseamnă ceva plictisitor. Nu, a merge la biserică înseamnă ceva frumos, pentru că ești tu în casa lui Dumnezeu și stai de vorbă cu Dumnezeu. Așa cum tu vrei bunuri materiale, așa și sufletul tău are nevoie de bunul Dumnezeu, de o vorbă mângâietoare, de un suflu cald al bunului Dumnezeu, de lucruri frumoase, frumoase, frumoase. Da, dragilor, uite că am trecut peste toate, am ajuns în ziua de Crăciun sănătoși cu toții, ceea ce vă doresc ca în continuare să rămâneți așa, să rămâneți cu toții familii unite și frumoase, să rămânem cu toții buni, să credem în Dumnezeu, să-L iubim pe Bunul Dumnezeu și să ne iubim și pe noi înșine. Pentru că fără Dumnezeu nimic nu există, nimic nu se face, nimic nu trăiește. Cred că e de bun augur ceea ce am vorbit în cadrul acestei emisiuni Motivat. Repet, o ediție specială pentru sărbătoare, o ediție simplă, așa cum le-am făcut pe toate de altfel, care nu își propune decât să ne facă mai buni. Promisiunea noastră este ca începând de astăzi, în ziua sfântă de Crăciun, da? Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, să ne promitem că suntem mai buni nu doar acum, până la sfârșitul anului, ci tot anul și toți anii ce vin, iar fiecare zi de Crăciun să ne reîntărească promisiunile și jurămintele că vom fi mult mai buni. Na, că sunt și eu emoționat, e Crăciun, e o zi destul de importantă, stau de vorbă cu dumneavoastră și lucrul ăsta mă bucură în primul rând, dar mă și emoționează pentru că știu că inimile noastre bat împreună de bucurie că s-a născut Domnul Iisus Hristos. Orice păcat, orice prostie pe care o facem noi îl răstignește pe Domnul Iisus Hristos, îl supără și plânge.
N-am vrut și nu vrem să înțelegem niciodată nimic. Pur și simplu noi vrem să fim mai presus ca alții și, fără să ne dăm seama, greșim. Greșim mult pentru că noi credem că totul ni se cuvine nouă. Nu ni se cuvine nouă nimic. Noi suntem doar oameni pe care Dumnezeu i-a creat din iubire, oameni pe care Dumnezeu îi iubește și la rândul nostru și noi trebuie să iubim și nu trebuie să iubim bunurile materiale, ci sufletele. Pentru că trupul și bunurile materiale vor rămâne aici pe pământ, iar sufletul vom merge în rai la bunul Dumnezeu dacă am făcut fapte bune. Știu că vi se pare aberant și auzeam pe mulți spunând, astea sunt niște lucruri ca niște povești. Poți să dovedești tu, mă întreba cineva, că vom avea viață veșnică? Nu, asta nu vreau să dovedesc și sincer să fiu, nu vreau să mă grăbesc într-acolo. Dar în Biblie, dacă se scrie, trebuie să credem. Pentru că astăzi și Biblia spune, crede și nu cerceta. Cu cât vei vrea să afli mai mult, cu atât nu vei cunoaște mai nimic. Pentru că a vrea să afli mai multe despre Dumnezeu înseamnă că te ridici împotriva Lui. Și că tu cauți să știi mai multe decât știe Dumnezeu. Omule, tu preocupă-te de viața ta să fie frumoasă. Și pentru a fi viața frumoasă, pentru a fi fericit, în primul rând trebuie să dăruiești tu. Am zis, din multul sau din puținul tău. Trebuie să fii bun și să nu răspunzi cu răutate răului, să-i determini și pe cei răi să devină buni ca tine. Dar nu prin a-i obliga, ci prin felul tău de a fi. Iar dacă cei răi reușesc să stea în preajma ta, văzându-te pe tine că ești bun, o zi, două, trei, o săptămână, o lună, la un moment dat vor ajunge să fie și ei ca tine. Hai că e simplu să fim bunul. Dragilor, vă urez poftă bună la masă, vă urez tuturor un Crăciun fericit și un an nou fericit. Să dea bunul Dumnezeu să ne găsească și anul care vine mult mai sănătoși ca acum și tot uniți și fericiți și împreună. Să ne păstrăm promisiunea că suntem buni, să ne propunem să-L iubim pe Dumnezeu, căci astfel vom reuși să dăm viață viselor și dorințelor noastre. De la mine, Gabriel Răzvan, toate gândurile bune și frumoase, ne vom întâlni anul care vine în 2022 cu noi și noi emisiuni motivaționale. Emisiunea Motivat va fi tot aici pentru voi. Dacă aveți sugestii, opinii, vă rog, mi le scrieți aici în comentarii. Le aștept cu drag să vorbim împreună despre lucruri care ne interesează și care ne pot face viața cu mult mai frumos. Vă aștept pe site-ul meu de internet, gabrielrazvanstoica.blogspot.ro sau sufletulpoeziainimii.wordpress.com, pe paginile de Facebook Gabriel Răzvan Stoica Poetul sau Îngerii Iubirii și, evident, Sufletul Poezia Inimii. La mulți ani frumoși, sănătoși și fericiți, mă bucur că am putut să stau de vorbă cu dumneavoastră la masă, mă bucur că am putut să fiu alături de dumneavoastră în această frumoasă zi de Crăciun. Ne vom vedea undeva după 7-8 ianuarie, da? Nu știu sigur, dar cu siguranță suntem tot aici în 2022. De la mine numai bine, gânduri frumoase și la mulți ani fericiți. Să fim mai buni și să-L iubim pe Dumnezeu.